Imaginați-vă un tânăr manager care intră în biroul unui consultant și exact prototipul acelui om de succes pe care îl vedeți în filmele americane, foarte sigur pe el, niciodată nu greșește, foarte arogant și cumva se așteaptă ca acel om pe banii lui să-i spună ce să facă mai bine în viață. Începe conversația, vorbim despre profilul psihometric, care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe, așa mai departe. Se gândește omul că cum ar putea să îmbunătățească succesul în viață, însă nu știu de ce la un moment dat consultantul se oprește, se uită în ochii lui și îi spune: eu sunt sigur că tu știi ce vrei de la organizația pe care îl conduci. Eu sunt 100% sigur că știi ce vrei de la cariera ta. Ceea ce nu știu sigur, dacă tu știi ce vrei de la viața ta. Omul se gândește în capul lui: stai puțin, eu la 21 de ani am predat la universitate, eu la 26 de ani am fost ales în Parlamentul European, adică am reprezentat țara mea, eu conduc o organizație foarte mare și acolo arăt oamenilor cum se fac lucrurile. Mie are tupeul să-mi spună un consultant că eu nu știu despre ce e viața mea? Și zic: cum adică? Și omul se uită și spune: eu nu sunt sigur că tu știi ce te face pe tine fericit. Omul ăla mare care stătea în sală cu aroganță, cu siguranță de sine, dintr-o dată se face mic. Foarte mic. Singurul lucru în capul lui în acel moment: cum să fugă cât mai departe. Întâlnirea mai durează o oră, o oră jumate, nu se știe cât. Dar omul nu mai aude absolut nimic și singurul gând în capul lui: cum să fugă de acolo, cum să nu mai audă acele cuvinte care dor. Vă dați seama, pentru mine această poveste este una foarte personală, pentru că eu eram cel care stăteam față în față cu acest om. Singurul lucru ce aveam în cap: cum să-l contrazic, cum să-i zic că nu e așa. Eu sunt de succes, eu sunt de admirat. Cum ai tu, cum poți tu să-mi spui mie cum să-mi trăiesc viața? Eu știu ce mă face pe fericit. Tot mergeau gândurile prin capul meu, nu venea unul singur care să mă facă cât de cât să mă simt bine. Nu s-a terminat asta. Dacă e să mă gândesc, îmi aduc aminte în camera respectivă absolut tot. Vă pot descrie detaliile, vă pot descrie cum era vremea, absolut tot. Singurul lucru ce nu știam în acea încăpere: cum mă simt eu, ce se întâmplă cu mine. Duci acasă, evident, după astfel de întâlnire, nici nu știi cum ajungi. Pur și simplu ajungi acasă, stai pe pat, te gândești și zici: bă, cum se poate ca eu, care doar succes am în viață, nu știu ce este fericirea, nu știu nimic despre mine. Și începi să te gândești, stai puțin, ok, hai să luăm logic lucrurile. Când ai fost ultima dată fericit? Luăm frumos cronologic copilăria. Păi, dacă te duci la un copil de 2 ani și începi să faci pe acest trainer sau acest speaker inspirațional și îi zici: puiule, de acum încolo, fac doar lucrurile care te fac pe tine fericit. Copilul ăsta se uită la tine și o să zică că ești puțin în neregulă. Zice: eu fac doar lucrurile care mă fac pe mine fericit. Adică e logic, nu trebuie să-mi explici mie. Și începeam să mă duc pe firul ăsta când am pierdut această abilitate la fericire. Cumva din neant sare în cap școala. Clasa întâi, cumva, nu știu cum, am fost primul din școală. Nu pentru că am fost un geniu, am auzit despre genii reale, adică unii oameni care, nu știu, cântă la pian la 4 ani, unii care vorbesc 4 limbi străine, știu. Probabil trăgeam liniile puțin mai, nu știu, bine decât restul copiilor, sau poate abilitățile verbale erau puțin mai dezvoltate și puteam să mă vând mai bine. Dar nu eram cu nimic mai extraordinar decât restul copiilor. M-au pus în fața școlii, îmi aduc și acum aminte cum era curtea școlii, absolut toată lumea acolo adunată, mi-au dat premii și mi-au spus: o să pupi pe prea iubitul nostru conducător în momentul în care vine să viziteze Mercuraciu. Eram incredibil, am zis: eu trebuie să fiu un om special. Și din acel moment am început să urmăresc succesul. Scopul meu din viață, pentru că am avut atâta fericire în ziua respectivă, atât de mult am fost atât de copleșit de aprecierile oamenilor, că am zis că asta e cel mai mișto lucru din lume. Trebuie să urmăresc acest feeling, trebuie să urmăresc, să retrăiesc acest lucru. Și mi-am dat seama, cum mă uit
pe cariera mea școlară, să zic așa, am început să nu mai studiez materiile care îmi făceau mie plăcere să le studiez, cum era, de exemplu, istoria, ci am început să studiez materiile care te făceau de succes. Ce era? Matematica, fizica, mai târziu biologia, chimia, și mă vedeam medic. Nu mă vedeam medic pentru că vreau să ajut oamenii. Mă vedeam medic pentru că oamenii respectă medici. Punct. Și nu doar în carieră. Hobby-ul meu era basketul. Singurul lucru care îmi plăcea să fac non-stop era basketul. Dacă aveam 5 minute, ieșeam repede pe curtea școlii și jucam basket. Până în momentul în care am fost cooptat în echipa școlii. În acel moment toată lumea spunea că ești un jucător foarte, foarte bun, ergo trebuie să fii cel mai bun din echipă. În secunda în care s-a pus presiunea că trebuie să fiu cel mai bun din echipă, mi-am dat seama că totuși aici nu este ca în școală, că tot timpul te scoți cu vorbe, ai zile bune, ai zile mai puțin bune, ci pur și simplu a menține primul loc, cel puțin, pentru că nu eram atât de talentat, nu eram un Cristiano Ronaldo sau LeBron James. Și în momentul ăla când îți dai seama, încep să nu-ți mai placă basketul. Încep să nu-ți mai placă să te duci la antrenamente. Înaintea meciurilor mă prefăceam deja la încălzire că îți puțin accidentat doar pentru că să pot justifica eșecul care va urma. Intrând în această logică, evident eșecul urma și am ajuns în viața mea ca să evit absolut toate lucrurile care îmi fac mie plăcere dacă nu puteam să fiu și primul la ele. Și așa ajungi cumva în jurul anilor 30 cu tot succesul din lume, să stai față în față cu unul care nu te cunoaște, care habar n-are cine ești, și să-ți spună cel mai intim lucru ce ai auzit în ultimii 10 ani. Nu știam ce să fac cu informația. Evident, acum povestea ar trebui să fie, în acel moment m-am scuturat, mi-am dat seama care e problema în viața mea și evident am devenit un om bun și de atunci sunt fericit, mulțumesc, la revedere. Nu. În astfel de momente, e puțin contraintuitiv, dar foarte uman. Știi că ai o problemă, dar încep să îți generezi câteva explicații. Nu eu sunt nefericit. Toți oamenii sunt nefericiți. Ergo, eu sunt foarte normal. Și încep să caut, să te uiți la cei oameni care sunt mai nefericiți ca tine și zici, I'm good. A doua chestie. Am zis, ok, am tot succesul din lume și nu sunt fericit. Înseamnă că n-am găsit acel succes bun. Tot succesul pe care l-am găsit până acum trebuie să fie succesul ăla mai puțin bun. Hai să găsim succesul bun. Și zici, o să-mi fac o relație. Uite, oamenii zic, trăiesc într-o relație sănătoasă, frumoasă, gata. Și nu contează cine, cum, pac, sunt într-o relație, eu zâmbesc, ea zâmbește, e bun. Well, nu s-a întâmplat asta. Și a trebuit la un moment dat, soarta mi-a dat din succes în succes, ca să fiu chemat în Coreea, unde iarăși am fost prezentat ca acel salvator, cumva situația nu mergea acolo bine, când am intrat în birou, am fost prezentat, a venit Mabur. Știm că vă simțiți prost, știm că performanța e una foarte joasă, scăzută, dar a venit Mabur. De mâinile vom lucra, performanța va crește și totul va fi bine. Eu, evident, hrănindu-mă cu succes, am zis, am venit, o să fac lucrurile bine. Dar în acel moment, cumva am ajuns și la limitările mele. Eram într-o societate despre care nu știam absolut nimic, cu niște oameni pe care nu îi înțelegeam nici măcar în interacțiunile de bază. Încercam să rezolv probleme pe care nu le înțelegeam. Vă dați seama cam care e rata de succes într-un astfel de moment. În momentul când apar primele semne de eșec în viața ta, tu care te hrănești cu succesul și eviți absolut tot ce duce spre eșec, calea cumva spre depresie este una garantată. Nu mi-am dat seama când eram student, de exemplu, că eu n-am avut un râs sănătos de 10 ani. Eu mă uitam, toată lumea râdea în jurul meu, eu mă gândeam, oare eu de ce nu pot să râd? Dar totuși nu îmi dădeam seama că e ceva în regulă cu mine, poate nu mă cunosc. Când au apărut primele atacuri de panică în viața mea și erau cumplite, iarăși nu știam ce să fac cu ele și nu acceptam că totuși ar trebui să fiu puțin atent la mine. Însă în Coreea, fără atac de panică, fără niciun semn, fără nimic, mă trezeam că nu pot să dorm nopțile și tot ce făceam, stăteam afară, mă uitam pe geam și mă gândeam cât de ratat sunt eu. Nopți în șir. Când am auzit la a cincea noapte,
am ajuns la 5-a noapte, efectiv am ajuns acolo că, voi nu pot să funcționez așa, mai am 9 luni. Dacă în fiecare zi va fi un efort să mă scol pe dinți, să merg afară doar pentru că nu am succes, o să fiu mizerabil. Și am făcut un lucru ce n-am făcut niciodată înainte și nu m-aș fi gândit că se poate face. M-am dus în fața oamenilor și am spus că sunt la pământ. Le-am zis că eu sunt unul dintre cei mai slabi din echipă, în sensul în care nu înțeleg ce se întâmplă în jurul meu. Și singurul lucru ce pot să fac din poziția mea de manager al lor, se ajută ei. În capul meu, în astfel de momente, când arăți slăbiciunea, când nu mai ești perfect, vei primi respingere. Vei fi cumva împins departe de societate și toată lumea, până la urmă, te va demasca de impostor ce ai fost toată viața ta. Ce s-a întâmplat în sala aia, oamenii au venit la mine și au spus, și noi ne temem. Și noi avem exact aceleași probleme pe care le ai tu mai mult. Văzând cât de mult te stresezi tu, noi ne stresăm inclusiv și pentru problemele tale. Rolul nostru și cumva noi suntem aici ca să-ți reducem ție acest stres, ca împreună să putem trăi mai bine în acest birou. Nu intru în partea asta de performanță sau ce s-a întâmplat la birou, dar ceea ce pot să vă spun că în ultimii 10 ani, momentul în care am plâns a fost când colegii au venit să ia rămas de la mine. Nu eram încă atât de vulnerabil ca să pot să plâng în fața lor, ca să admit că eu, perfectul, pot să plâng, că nu e așa, plânsul e foarte rău, pentru că după plânsul, na. Dar am ieșit la toaletă, am scăpat câteva lacrimi, l-am șters, m-am dus înapoi. Prima dată când am simțit conexiune umană. Și nu pot să vă descriu ce înseamnă acest lucru. Și pentru prima dată mi-am pus întrebarea. Aveam niște oferte foarte frumoase de peste tot de pe planetă și am zis, băi, ce vrei să facem continuare? Mergi pe această cale a succesului sau mai degrabă încep să cauți niște oameni cu care reușești să conectezi, să construiești un vis până la urmă. Și te gândești puțin la tine. Începi să găsești acele lucruri care se fac pe tine atunci. Am făcut încă un pas foarte, foarte puternic dincolo de faptul că am venit acasă și m-am dus undeva unde mă simt bine. Chiar dacă nu sunt primul om, chiar dacă nu sunt cel mai nu știu ce, sunt unul dintre oameni într-o echipă în care îmi place să fiu. Și asta cumva îmi dă o libertate și îmi dă o bucurie. Dar pe lângă acest lucru am acceptat că nu este de ajuns ca să știu că am o problemă, trebuie să discut cu restul oamenilor la această. Am început să mă duc la terapie și până atunci, pentru mine, terapia era ce e în regulă cu tine că te duci la terapie, e total inacceptabil. Un om care se duce la terapie, nici măcar prietenul meu nu poate să fie, e ceva în neregulă cu acel om. În acest moment, când cineva îmi spune că nu merge la terapie, mă uiți, zic, bă, nu ești problemele tale. Ce spun că nu a fost de ajuns ca eu să-mi dau seama că am o problemă, ca să încep să lucrez la rezolvarea acelei probleme. Viața a trebuit să mă pună chiar într-o situație extrem de dificilă și în secunda în care stai singur în camera ta, cel mai apropiat prieten fiind la 3800 de kilometri, neavând absolut nicio scăpare, nu poți să faci altceva decât să stai cu tine. Să încerci să te îmbrățișezi, să îți spui ție că o să fie bine, să te conectezi puțin la sentimentele tale și să spui, hai că o să scoatem cumva până la cap. Această conexiune de atunci încerc să întăresc cu mine. Dar nu merge chiar așa. Nu vin ca să vă spun nicio rețetă. De exemplu, pot să vă spun că mă gândeam înainte de speech-uri, când am venit dimineața acolo, oare voi fi cel mai bun de aici? Nu pot să scap de așa ceva. Iarăși când mă uit la speech-urile mele, colegul meu Ionel mi-a atras atenția, dacă scot sonorul fiecare dată când mă uit la mine vorbind, arăt de parcă vin să bat toată sala. Adică, etica mea de muncă e cea a suferinței. Adică dacă nu suferi, dacă nu stai acolo, rezultatul nu poate fi unul bun, satisfăcător. Adică dacă faci ceva cu plăcere, nu este. Și m-am gândit că aș putea să vin, că mă întrebau oamenii, știți, de ce vii aici, tu ce ai?
Am venit să vorbesc despre succes? Nu se la că ce? Dar ce adică? Ce nu scoate? Succesul poate să fie un handicap. Pentru că viața, e bine să avem succes, dar în momentul în care succesul te înlocuiește pe tine ca persoană, în momentul în care succesul devine obiectivul suprem și nu o consecință, tu ca individ încep să te pierzi și poți să te pierzi, eu cred ferm, că poți să te pierzi într-un hal în care nu te mai regăsești niciodată. Eu, din fericire, am avut acea conjunctură prin care am început această regăsire cu mine însumi și am venit tocmai de aceea aici la TEDx Sobor ca să vă întreb pe voi. Voi știți ce vă face pe voi fericiți? Cei care spun da, să se bucure. Să se bucure și să nu uite niciodată că acest sentiment trebuie prețuit pentru că este al naibii de greu de ajuns acolo. Cei care n-au spus nimic sunt alături de voi. Este extrem de greu să ajungem acolo. Însă, un lucru pot să vă garantez. Vorbiți cu cei din jurul vostru. Vorbiți cu cei din jurul vostru, indiferent cât de mult succes ai avut în viața ta, nu ești pregătit să rezolvi toate problemele singure. Nu trebuie să rezolvi toate problemele singure. Noi suntem oameni sociali, noi suntem o ființă socială, noi lucrăm în comunitate. Am simțit atât de multe emoții aici și în mod normal creierul meu mi-ar fi zis cu asta o să fie mai bun ca tine, oh my god, asta o să fie mai bun, fiind respectă. N-am simțit altceva decât conexiune reală și iubire. N-am simțit decât ce mișto că pot să fiu alături de acești oameni. Dacă nu știți încă ce vă face, voi fericiți, căutați, vorbiți cu oamenii din jurul vostru și să nu vă fie frică să fiți imperfect.